Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, poartă discuții cu mai mulți investitori care ar dori să-și deschidă puncte de lucru în zona Rostramo. Popescu nu vrea însă să dezvăluie numele firmelor care ar putea să investească în Gorj, asta pentru că așa s-a înțeles cu reprezentanții societăților respective. Numărul mare de persoane care au depus CV-urile pentru un loc de muncă la fabrica de cablaje i-a determinat și pe alți investitori să poarte discuții cu autoritățile județene pentru a deschide puncte de lucru la Târgu Jiu. Sunt și alți investitori interesați să vină în... Da. Da. Popescu nu vrea încă să dezvăluie numele firmelor care sunt dispuse să investească la Târgu Jiu. La momentul când o să fie semnat contractul, o să-i rog să vă prezinte ceea ce vor să facă, câți angajați vor lucra, dar să avem puțină răbdare, pentru că de multe ori, hai să spunem, apariția unor știri în presă, poate eu nu vreau să-i supăr, nu vreau să-i deranjez, vreau să vină în Gorj pentru că mă interesează locurile de muncă. 1500 de noi locuri de muncă ar urma să fie create la fabrica de cablaje din zona Rostramo.